Putem avea de-a face cu o ceramică smălțuită sau cu o ceramică nezmălțuită, cu o ardere simplă sau cu o ardere dublă. Cu o ceramică cu un lut al cărui culoare să varieze în funcție de uh, pământul respectiv sau de, de râpa de unde și-a luat meșterul respectiv materialul. Uh, sunt vase mici, sunt vase mari. Vorbeam despre uh, vasele de sărbătoare. E adevărat, practice-practice, dar tot de sărbătoare sunt oalele cu două mânuși aproape alăturate, care foloseau în cazul uh, nunților, uneori uh, chiar și la uh, pomeniri, la mesele de pomenire. Deci lutul este și el, la fel ca și lemnul, o formă de viață. Are o importanță specifică, țăranul român o știe, o recunoaște, Dintr-o privire. Iar aici, la curtișoara, avem destule exemple. Legat de utilitatea sa, putem vorbi despre mărturia lutului și în cazul ocupaților, ocupaților tradiționale. Deci avem putineie de lut, da? în care se bătea laptele pentru a scoate untul sau Diferite uh, forme de vase pentru păstratul, uh, păstratul vinului uh, și așa mai departe. Iată un meșteșug important care definește în plus țăranul român. Lângă vatră, ca sistem de uh, încălzire și de preparare a hranei, uh, avem o alăturare importantă și anume. Uh, E o, e o ilustrare a sincretismului uh, civilizațiilor aici la noi, și anume soba oarbă. Soba oarbă uh, o întâlnim în diferite case, în sensul că este o adaptare uh, a țăranului uh, de a nu mai trece cu lemnele sau cu focul prin camera bună și de a introduce focul din, din vatră în, în cealaltă cameră în mod direct. Și de aceea se numește, fiind fără ușă, sobă oarbă. Dar ea este derit de tradiție occidentală, această sobă. Vatra, în schimb, este de tradiție orientală. Pe marginea vetrei întâlnim o dispunere elegantă, dar și foarte practică a tuturor vaselor folosite de către gospodina casei, precum și a țestului. Țestul cu zălar este iarăși o formă de preparare a hranei extrem de performantă. Adică se conservă toată energia focului existent sau căldura focului existent deja pe vatră pentru a coace fie turta fie pâinea, fie pentru a fi folosit în funcție de, de ce avea fiecare. Există o unitate din punct de vedere al spațiului, al modului în care sunt gândite sau sunt văzute aceste construcții, dar dincolo de unitate putem să vedem că este și o formă destul de heterogenă. În funcție de posibilitățile materiale pe care le avea fiecare dintre ei în funcție de ocupații, în funcție de cultura fiecăruia și așa mai departe. Veți vedea o casă de olar de la Găleșoaia. Este o locuință monocelulară, adică are o singură încăpere sus, doar pivniță jos și o singură încăpere sus. O casă destul de sărăcăcioasă, ceea ce spune un lucru despre dificultatea de a-ți câștiga traiul doar din acest meșteșug. Uh, dar nu este singulară. O casă de preot. Casa Popii Udriște din satul Olari, Plopșorul, foarte uh, elegant, foarte frumos decorată, un încadrament al ușii uh, pivniței spectaculos, chiar cu o uh, crestare pe ușa figurilor preotului și preotesei. Dar de asemenea, o casă pe, pentru care avem o atestare documentară cu pisanie pentru anul 1800, uh, de asemenea o casă modestă. O casă modestă cu o singură încăpere sus, deși în afară proporțiile par să fie generoase. Alte locuințe de tip uh, culă sunt uh, casa de la Cărbunești uh, cu scară exterioară, tindă generoasă pridvor uh, și umblătoare, dar și casa uh, Constantin Negreanu de la Țicleni. Uh, tot o casă pe pivniță, un, o pivniță generoasă în care uh, aveau dispus uh, în primul și în primul rând ca piesă importantă, cea mai importantă, linul, teascul și linul uh, în care se zdrobeau strugurii, se călcau strugurii, mai precis, uh, și celelalte vase în care păstrau cerealele sau uh, râjnița și celelalte. A, așa. Uh, și în partea de sus, vatra, Uh, și, uh, bineînțeles, o, uh, o sobă în camera bună, un spațiu mult mai uh, generos. Uh, pragurile uh, caselor ușor ridicate permit, uh, din punct de vedere practic, uh, o încălzire optimă a uh, locuinței și o, uh, și o economie în acest sens. Iată, astea sunt câteva dintre exemplele de, de construcții uh, specifice gorjului. Uh, casa de la Brădiceni. Casa de la Brădiceni, uh, o casă cu o vatră foarte generoasă. Poate exprima ceva despre numărul membrilor acelei familii. Uh, să știți că bogăția țăranului altădată era măsurată în numărul de copii nu în numărul de animale sau de pământuri deținute, ci în numărul de copii. Uh, casa de la Brădiceniu, o casă cu stâlpii uh, frumos crestați, ca și aceea de la Pârâu de Pripor. La Pârâu de Pripor, cea care găzduiește uh, Muzeul Gheorghe Zamfir, uh, uh, o casă cu uși unde motivul soarelui este de o abundență extraordinară. Uh, și de, și de o meticulozitate, și de o simplitate a celui care uh, le-a realizat, încât îl poate clasifica pe meșter ca artist popular fără tăgadă. Porțile caselor la care am făcut referire, veți vedea acolo dispunere a motivului romboidal, în așa fel încât este perfect relevantă sursa de inspirație uh, a artistului Gorjan sau uh, Constantin Brâncuș. Este cel care a realizat, practic, uh, Traducerea în limba universală a filozofiei țăranului român. Prin aceasta, cred eu că îl văd mare pe brâncuși, mai mult decât ca artist propriu-zis. Nu, nu, nu este doar un artist, este mult mai mult decât atât. Este expresia, modul în care și-a găsit expresie civilizația sătească.